Din nou avem ocazia să lăudăm numele Domnului și este bine să o facem în cântare, în rugăciune, dar mai mult inima noastră să trăiască o stare de recunoștință față de tot ceea ce Dumnezeu lucrează pentru noi, slăvit să fie în veci. În această seară, o ultimă lecție din ciclu Întrebări pentru oameni, întrebări pentru familiști. Familia a fost și rămâne locul cel mai tainic din umanitate. Ea cuprinde legăturile cele mai strânse dintre oameni, ceea ce face din familie o sumă de curiozități, cu întrebări și răspunsuri specifice. Să ne amintim de regele David, care se roga înaintea Domnului întrebând: Doamne, ce har ai avut pentru casa mea și încă tu vorbești despre casa mea în viitor? Adică l-a surprins și pe el ceea ce Dumnezeu avea în plan cu privire la casa lui. Cu siguranță că și cei din popor, din vremea sa, au discutat mult. Să ne amintim despre un preot care întreba pe Dumnezeu despre el. Oamenii se întrebau dacă este în țară, în perioada urmării lui de către Saul, dacă este plecat. Mai târziu, filisteni în jur, foarte multe discuții. Să ne amintim de asemenea ce spune fiul său Solomon în Proverbe 14:1, femeia înțeleaptă își dese casa cea nebună o dărâmă. Și știți cum se dărâmă, exact cum spune proverbul, pasărea pe limba ei piere. Tot în Proverbe scrie în 21:20, comor de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Și asta tot din întrebări și răspunsuri, tot cu gura. Așadar, haideți să observăm în această seară că rolul întrebărilor și răspunsurile care trebuie să vină în urma lor referitor la viața de familie trebuie să aibă numai un scop mântuitor, un rol pedagogic. Curiozitățile bolnave, specifice lumii, mediei din vremea noastră, nu trebuie să caracterizeze membrii familiei noastre și în ce privește propria familie și în ce privește interesul, curiozitatea pentru alte familii. În Noul Testament este scris, citesc din 2 Timotei capitolul 3, versetul 3, referitor la vremea din urmă, la oamenii care au multe slăbiciuni, printre ele, scrie în versetul 3, sunt fără dragoste firească, ceea ce îi face să nu țină la familia lor. Altă slăbiciune, clevetitori, să povestească, vrute și nevrute, neiubitori de bine, adică de regulă să caute slăbiciunile. Să luăm aminte și la sfatul menționat de Apostolul Petru, în 1 sa epistolă, capitolul 4, versetul 15, ca să fie un semnal încă de la începutul acestei lecții asupra ceea ce trebuie să întrebăm și asupra ceea ce merită să răspundem. 1 Petru 4, 15, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, lucruri vinovate, nu? Sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Știți că, în mod deosebit, la un apartament există un vizor pe care se vede dinăuntru înspre afară. Unii ar vrea să pună vizorul invers, să vadă din afară ce este în familie. Dar oamenii serioși, când merg la o familie, nu numai la apartament, la casă, sună de la poartă, poți să suni și la telefon și dacă ți se răspunde, intri în curte. Și când intri în casă, dacă ești poftit, nu intri încălțat. Dar dacă știm să fim politicoși și să respectăm curățenia, atunci n-ar fi mai de valoare și mult mai important să nu intrăm în mod abuziv
în casa altuia. Vorba înțeleaptă spune, în sufletele oamenilor nu se intră încălțat. Dar nici în familie nu se intră încălțat cu ghilimelele necesare. De aceea vreau să observăm mai întâi ce întrebări ne putem permite să le rostim în interiorul familiei sau din exteriorul familiei cu privire la o familie. Prima categorie de întrebări vizează însă și încheierea, realizarea unei familii. Întrebări referitoare la intrarea în căsătorie, căutări necunoscut. E normal ca un băiat sau familia lui să se intereseze de o fată sau familia fetei să se intereseze la un băiat. Asta strict dacă îi interesează căsătorie. E normal ca un băiat să întrebe o fată să ceară și ea lămuriri. În cartea Genesa, atunci când a plecat robul lui Avram, citim în capitolul 24, el știa unde trebuie să ajungă, dar nu cunoștea îndeaproape persoanele, s-a rugat Domnului, o întâlnește pe Rebeca și citim aici în versetul 23, a cui fată ești? Spune-mi, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Au întrebat pentru că venise cu un scop clar. Când familia a aflat scopul lor, au pus întrebări și apoi a venit și rândul fetei. Și scrie aici în versetul 57, atunci i-au răspuns, să chemăm pe fată și să o întrebăm. Pentru că dacă lucrurile merg înspre o finalitate a unei căsătorii, a încheierii ei, atunci trebuie să intrăm în detaliile necesare. Așa cum citim tot aici, de la versetul 65. Când s-a apropiat, Rebeca a zis robului, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, este stăpânul meu. Atunci și-a luat mâhrama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac, ceea ce înseamnă că Isaac a întrebat sau era interesat, toate lucrurile pe care le făcuse, pentru că așa este normal, așa este bine. Deschidem și la cartea Rut pentru a observa alte întrebări specifice realizării unei căsătorii. Întrebări pertinente care și-au locul și rostul. Rut, capitolul 1, citim de la versetul 11. Naomi, rămasă văduvă, nurorile văduve, a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? M-au eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Știți reglementările vremii. Dacă iar m-a fi avut băieți, trebuia să le ia pe acele cumnate ale lor și să ridice urmași fraților lor. Dar ea a zis, voi nu mai puteți fi legate de mine că nu mai am fii pentru voi, sunt văduvă. Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă, eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș avea acum copii, ceea ce înțeleg că nu chiar era trecută de vârsta de a mai putea avea copii, le spune ea în versetul 13, ați mă aștepta voi până să se facă mari și să vreți voi până atunci să nu vă măritați din pricina lor? Aș spune că astfel de întrebări sunt binevenite acolo unde apar prietenii din astea cu diferențe de 20 de ani, cum se mai întâmplă acum. Și de-abia în urmă să întrebe, tu câți ani ai? Da, tu câți ani ai? Oh, ne-am gândit că arăți mai bine și că erai mai tânără. Întrebări care și-au locul pentru niște oameni serioși care știu ce vor și vor să pună semne corecte și să le citească bine pe cele care sunt puse. Vreau să citim și din cuvintele lui Solomon, cartea Proverbe,
unde avem fondul unor asemenea întrebări. Capitolul 20, versetul 6. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cum zice versul, cine în lume nu-și dorește nunta lui frumos? Cine oare dintre tineri nu vrea o mireasă? Cine el sărac sau putre de bogat să fie, nu se întreabă văzând fete, cum va fi a mea soție? Și întrebările curg de aici. Aici îmi spune că e o întrebare care o pune o fată. Cine poate găsi un om credincios, fie un bărbat fidel? Întoarcem la capitolul 31, o întrebare pusă de un băiat, de ce nu și de părinții băiatului. 31, versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Și aici nu e vorba doar de virginitate, e vorba de corectitudine. O femeie în care poți să ai încredere până la ultimul bănuț, până la ultima vorbă. Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Și când găsești o asemenea valoare, atunci ajungi la alte întrebări menționate în Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 9. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? Poate l-a întrebat cineva pe o fată, dar ce găsi la el să te măriți cu el? O, cea mai frumoasă dintre femei, ce are iubitul tău mai mult decât altul? De neroj așa de fierbinte. Iată așadar întrebări specifice realizării căsătoriei. Este normal să fie puse, numai să fie formulate corect și cu gând sincer. Trecem la o a doua categorie de întrebări. Le-am numit auto-întrebări. Atunci când ne întrebăm cu privire la noi, cu privire la nașterea unui copil, cu privire la mântuirea celor din casă, atunci ceea ce ține de mine ca bărbat, în raport cu mine însumi sau cu ceilalți membri din familie. Citim în cartea 1 Samuel, capitolul 9, despre Saul, care atunci când a auzit cuvinte deosebite cu privire la el și viitorul lui, a pus următoarea întrebare. 1 Samuel, capitolul 9, versetul 21. Oare nu sunt eu beniamit din una din cele mai mici seminții ale lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică de toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbește astfel? Nu îi se părea normal ceea ce auza și se întreba, eu? Este ca și cum o fată este pețită de un băiat pe care îl crede mult mai bun decât ea și să se întrebe, tu ai venit la mine chiar vrei să ne căsătorim? Citim tot de aici capitolul 18, versetul 18. Între timp Saul arusese rege. Știți că o vreme a fost mic în ochii lui, între timp s-a crezut cineva. Dar a fost rândul altuia să se întrebe. David, cine sunt eu? Ce este viața mea? Ce este familia tatălui meu în Israel? Ca să fiu ginele împăratului? Dar Dumnezeu rândise să fie chiar împărat. Dar s-a întrebat, este normal. Mai târziu se întreabă David, scrie în Psalmul 101, Doamne, când vei veni la mine? Așa cum am amintit încă de la început, din 1 Cronici 17, că se întreba el, Doamne, cine sunt eu? Ce este casa mea? Este bine să ne întrebăm și să nu avem o părere mai înaltă despre noi decât una potrivită cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ne-a rânduit să fim. Citim și în Geneza 17 despre Avram, care avea un copil din Agar. Dumnezeu i-a vorbit, versetul 15, cu privire la Sara, că va avea și din ea copii. Și în versetul 7 să citim, Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a zis,
răzând în inima lui, să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani? Să mai nască oare Sara la 90 de ani? S-a întrebat, să mai fiu eu tată la vârsta asta? Urma să mai fie de multe ori tată, dar e normal să te întrebi. Voi fi însărcinată, voi fi mamă, urmează să fiu tată. Și încă un verset, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 16, care privește lucrurile spirituale. Atunci când se pocăiește numai unul din familie și celălalt întârzie să o facă, fie bărbat, fie femeie, că ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevastă? Și te întrebi, oare voi putea să-l aduc la credință? Oare se va întoarce și ea la Domnul? Auto-întrebări, care uneori lasă un gust plăcut atunci când urmează să se întâmple ceva bun, sau lasă un gust dureros atunci când nu poți să faci ceva mai mult pentru cei de lângă tine. Este ca și în întâmplarea aceea când un bărbat a venit supărat acasă, a strigat la femeie pentru că nu era gata mâncarea, ea s-a grăbit și a cerut scuze, el a mâncat îmbufnat, n-a spus nici mulțumesc frumos și a plecat în altă cameră să uite la televizor. În care un copilaș ce a văzut toată scena a zis către mămică sa, dar după ce a plecat tatăl său, că altfel se temea, ție nu-ți pare rău că te-ai măritat cu tata, mie îmi pare rău. Întrebări care ajungi să ți le pui. Și răspunsurile trebuie să fie reale. A treia categorie de întrebări. Întrebări interioare. Întrebări în cadrul familiei sau a rudenilor. Aici vreau să ne întoarcem la cartea Genesa, capitolul 33. Iacov se întâlnește cu Esau după câțiva ani și ca doi frați și-au permis să vorbească, se împăcaseră. 33:5. Cine sunt aceia? Iacov a răspuns, în copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Eu am mers în luna iară la evanghelizarele Hunedoara și la urmă vine o soră la mine și zice, frate, am vrut să te întâlnesc, știi că bunicile noastre au fost surori? Când mi-a povestit, evident că am reconstituit arbele genealogic, dar eu nu întâlnisem pe acea verișoară de gradul N niciodată în viață. Mama ei s-a mutat în altă parte a țării, nu erau credincioși. Ea acum s-a întors la Domnul. E normal să pui astfel de întrebări. Îmi spuneau ulterior cei de la munte că știa că mă voi duce acolo și a întrebat, oare pot să mă duc să-l întreb? E normal să ne întrebăm. Dar aceste întrebări trebuie să fie cu gust și, cum spuneam încă de la început, să aibă limitele lor. Merge Iacov în Egipt și îl întreabă pe Iosif, cine sunt aceștia? Și Iosif îi răspunde asemănător, sunt copiii mei, adică sunt nepoții tăi. Citim și în Exod capitolul 18 despre discuții mai ample care pot să aibă loc în cadrul familiei. Se duce Ietro la Moise și citim de la versetul 7, Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. E normal să-ți întrebi ginerile dacă e bine, dacă e sănătos. La fel de normal să-ți întrebi socrul dacă e bine, dacă e sănătos. Unii dintre noi suntem cu întrebări mai scurte. În mod deosebit unii bărbați nu prea avem multe întrebări și ne rezumăm, ești sănătos și bine și dacă e în regulă, socotim că ne-am informat. Femeile sunt mai detailiste. Eu am observat în multe situații, femeile se întâlnesc, rostesc ceva de genul, te-ai îngrășat în ultima vreme, ai slăbit.
Asta ca să nu zic că ai îmbătrânit. Da, avem voie să întrebăm, nu pe oricine, din tramvai. Dar, repet, în cadrul rudenilor e ceva potrivit să o facem. Dar cele mai intime întrebări trebuie să fie între soț și soție. Apoi în cadrul celor care locuiesc sub același acoperiș și, cum am spus, întrebări mai periferice între diferite grade de rudenii. În cartea 1 Samuel, capitolul 1, citim despre Elcana și Ana. Știți că atunci el avea două neveste, se mai supărau și dacă locuiești și cu socrii sau cu nora, depinde ce vârstă ai, vii acasă și găsești nevasta supărată. Da, poate că numai a vorbit la telefon cu cineva și e supărată. Și scrie aici în 1 Samuel 1 cu 8, Elcana, bărbatul ei, zice: Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ar putea să întrebe un vecin asta pe nevastă ta? Dacă nu prețuiești el pentru tine, pentru ea, atâta de mult, nu poate să întrebe un străin asta, nu? Dar soțul poate să întrebe orice. Ce durere sufletească ai? Și medicul întreabă dacă reclam probleme, dacă n-ai avut necazuri, dar nu va pune orice întrebare. Depinde și ce medic îi. Dar între soți sunt normale și chiar binevenite orice întrebări. Bine este atunci când întrebările au o atmosferă duhovnicească. Să ne amintim de părtășia dintre Elisabeta și Maria, erau rudenii. Rămânseseră amândouă însărcinate, la amândouă curiozitatea era mare. La una că era prea bătrân, la una că încă nu era măritată. Dar au folosit un limbaj sfânt. A venit Duhul Dumnezeu peste ele și cu siguranță, așa cum rezultă din Luca capitolul 1, au înțeles ceea ce se întâmplă cu el. Dar dacă, de exemplu, îi pui la noră ta o întrebare, a rămas gravid. Așa, ca și cum ai fi vrut să nu rămână. O să-i cadă bine? Sau să o întrebi pe noră ta, nu știu ce-i cu băiatul ăsta meu, că atât a slăbit în ultima vreme. Nu știu, nu-i faci mâncare. E normal să întrebi așa pe noră ta. Cu siguranță că nu e normal. Dar nevasta e normal să întrebi bărbat dacă vede că a slăbit. Dragă, modificăm meniul. Ceva nu e în regulă. Vedeți? Există o măsură de înțelepciune care trebuie să fie folosită în toate aceste întrebări. Chiar dacă sunt în cadrul familiei, numai soțul, soția care sunt una, pot să-și permită orice întrebări. Ceilalți trebuie să știe să respecte pragul camerei sau pragul casei sau poarta curții. Chiar dacă sunt rudenii. Dar oricum, între rudenii se permit mai multe lucruri decât între ceilalți care nu sunt din aceeași spiță de neam. Trecem mai departe la o altă categorie de întrebări, întrebări despre familie adresate din afara familiei. Ce poți să întrebi pe un coleg, pe un frate, o care nu ești rudeniu, o soră? Citim în cartea Genesa, capitolul 43, despre Iosif, care era din familie, dar aparent, necunoscându-l, era din afara familiei. În 43, citim doar sinteza, de la versetul 7, fiii lui Iacov au răspuns tatălor: omul acela ne-a întrebat despre noi și familia noastră și a zis: mai trece tatăl vostru, mai aveți vreun frate? Și noi am răspuns la întrebările acestea. Puteam noi să știm care să zic aduceți pe fratele vostru? Vedeți cum niște întrebări pot să dea naștere la niște răspunsuri cu urmări. Se spune că un evreu călătorea cu trenul, se apropie un om de el și întreabă: cât e ceasul?
Și evreul nu se grăbește să răspundă, insistă și efectiv se face că n-aude. La o stație respectivul coboară și un altul întreabă, stătuseră toți în același compartiment, de ce nu ai răspuns? Mare lucru să-i răspunzi cât e ceas. Zice, eu răspuns cu amabilitate la cine mă întreabă cât e ora. Dar tu nu l-ai auzit pe băiatul ăsta, nu l-ai văzut. Ce slab caracter are. Cum l-a întrebat și pe altul de lângă el, cum s-a interesat și de altul. Crezi că se mulțumea numai să-i spun cât e ceasul? El vrea să intre în vorbă cu mine. Apoi m-a întrebat ceva despre familia mea. Eu nu mint, până la urmă mă scăpam să-i spun că am o fată. Mâine poi mă trezeam cu el la poartă. Dar de asta am eu nevoie să-mi intre în curte. Trebuie ținuți la distanță, s-a scuzat evreul. De aceea nu i-am răspuns. Pentru că efectiv, uneori avem de-a face cu oameni foarte curioși. Vreau să vă dau ca exemplu pe Estera, asta pentru femei, pentru că dumneavoastră sunteți mai vulnerabile. Știți, eu am o vorbă, femeile ori vorbesc în plus, ori mint. Vreți să argumentez? Adică femeile dau detalii. Dacă vor să răspundă adevărul, dau detalii și noi bărbații când le auzim, zicem, da, amănuntele astea după ce le-a spus? Stai vorbit în plus. Dacă nu vor să spună adevărul și cum tot sunt obișnuite să dea detalii, nu le rămân decât să mintă. Însă înțelepciunea le va scăpa. De aceea vă dau ca exemplu pe Estera. Asta nu înseamnă că nu sunt și bărbați care n-au la casă, ușă, au numai perdea. Și cum bate vântul, oricine vede ce e înăuntru. Estera, capitolul 2, citesc versetul 8. A fost luată și Estera și adusă la casa împăratului. Urma acolo să stea luni de zile în anturajul multor fete sub administrația famenilor. Versetul 10. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, fiindcă Mardoheu oprise să vorbească despre aceste lucruri. Să stai luni de zile? Credeți că nu au fost acolo întrebări? Noastră, cât ați putea să stați cu o colegă de servici? Hai să ne luăm și pe noi bărbații, să nu considerați că vă judecăm. Dacă mergi numai cu trenul până la București, rezici să nu spui la ceilalți cât e ceasul. Adică să nu dai detalii despre familie, că așa ți-a spus cineva când ai plecat de acasă, să nu spui la nimeni de unde ești. Numai ta de unde vii? Din vestul țării. Dar din care gară? De unde opri trenul? Să nu opri, să nu dai detalii. Ai putea? Luni de zile. Nu i-a spus la nimeni. Și scrie în 2:20, Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci oprise Mardoheu. Între timp ajunsese regină. Și s-a putut abține să nu vorbească. Pentru că nu era cazul să dea detalii. A avut tăria aceasta de a nu da informații. Pentru că vorbă scoate și naște scandal. Și poate nu la toți cei din casă le place să spui detalii, uneori noi, predicatorii astea, avem slăbiciunea aceasta. Ne scăpăm să spunem experiențe din familie. Și poate nevasta sau poate copiii ne vor zice în urmă, dar ce trebuia, alt exemplu n-ai găsit? Trebuia să povestești de mine? Nu le place. Poate. Și o ultimă categorie de întrebări, care ar fi bine să nu avem de-a face cu ele niciodată, întrebări conflictuale. În Genesa, capitolul 30, întâlnim un bărbat și o femeie care se certau. Rahela voia copii, versetul 2, Iacov s-a mâniat și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Dar a fost o întrebare pusă la mânie. Textul se oprește aici, referitor la discuția din ziua aceea, dar eu nu cred că doi oameni la mânie spun numai două versete. Dar asta nu înseamnă că Moise a relatat toată povestea. Să ne ferim de așa ceva. În mod deosebit, atenție la gelozie. Geloșii își termină partenerii de viață cu întrebări.
Cine te-a întâlnit? La cine te-ai uitat? Cine mai a fost acolo? Cine te-a văzut? Sunt terorizante. Dumnezeu să păzească toate familiile duhul geloziei. Obsesia geloziei îi face să ancheteze mai mult decât un procuror un caz de trădare națională. De aceea în Vechiul Testament exista reglementarea menționată în Numeri capitolul 5, mergi și îl întrebi pe cel în cauză. Preotul trebuia să o întrebe. Ai păcătuit sau n-ai păcătuit? O întrebi odată și gata. Am cunoscut o situație în care un bărbat a fost plecat la muncă în altă parte, acolo a stat împreună cu alți bărbați, între care erau careva cu duhul geloziei, a fost afectat și el și pe când s-a întors la soție, a luat-o cu întrebări până în vremea școlii ei, s-a dus pe unde a lucrat pe la firme să întrebe colegi, caută colegi de clasă și întreabă, vă dați seama, proces. În toate aceste întrebări n-au niciun sens, nicio valoare. De asemenea, citesc din Isaia, capitolul 49. Versetul 15. Poate o femeie să-și uite copilul pe care l-alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecului ei? N-ar fi normal să facă una ca asta. Dar astfel de întrebări pot să fie puse în situații extreme, deși nu-i normal și nu-i bine să fie puse. Cum ai fost în stare să faci una ca asta? Să-ți lepezi copilul sau să faci ceva grav cu privire la ceilalți din familie? Și tot din Isaia vă citesc, din capitolul 45, versetul 10, despre copii de data aceasta. Vai de cine, zice tatălui său, pentru ce m-ai născut? Și mamei sale, pentru ce m-ai făcut? Domnul să păzească copiii noștri de asemenea gânduri. Încheiem aici cu întrebările, așadar nu uitați, e normal să întrebăm când e vorba de căsătorie. E normal să ne punem întrebări cu privire la viața, la starea noastră. E normal să fie întrebări în cadrul familiei, a rodenilor, toate cu măsură și cu bun simț. Uneori pot fi puse întrebări și din afara familiei, dar ele trebuie să aibă limite mai restrânse și să ne ferim de întrebări conflictuale care provoacă certuri. Vreau să observăm acum câteva categorii de răspunsuri. De întrebat oamenii întreabă și vorba aceea, gura lumii nu o putem opri. Și de curioși, cu siguranță nu scăpăm noi după lecții de studiu. Răspunsurile pot să fie evazive sau profunde. Depinde dacă cei în cauză sunt gata și competenți să se angajeze în elucidarea unor lucruri sau în elaborarea unui plan de reușită familială. De exemplu, e normal ca un slujitor să întrebe dacă e un conflict într-o familie și dacă acea familie e sinceră și crede că acel om poate să-i ajute, vor fi gata să răspundă. La fel dacă i-ar întreba un părinte. Dar dacă te întreabă cineva care știe că nu are capacitatea să o facă, să te ajute, să te lămurească, atunci dă-i un răspuns superficial, ceva de genul, atunci când te întreabă, am auzit că aveți probleme, da, rogă-te, Domnule, pentru noi. Cu totul altceva este să-i spui, hai să fixăm o întâlnire, vină la noi și o să stăm de vorbă. În cartea Proverbe, capitolul 26, este scris, în versetul 17, un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de ureche. Cu siguranță, acel câine va reclama să fie liber. La fel, când intri în problemele cuiva, va încerca să scape. Îmi amintesc de o situație în care într-o familie intră o soră și întreabă, unde e sora, gazda? Și soțul răspunde, nu este acasă, o puteți găsi numai după masă. Dar unde este?
Și soțul răspunde, nu este bine să fiți curioasă. Evident că s-a făcut tăcere. Pentru că trebuie să știm cui și ce să-i răspunde. Dacă te întreabă cineva, auzi, exact cât salar ai? Ce venit ai la firmă? Poți să-i răspunzi, ești contabil? Ești în căutarea unui loc de muncă? Sau ai o firmă în domeniu și vrei să te interesezi așa ca și informare de natură economică? Uneori credem că suntem obligați să răspundem așa cum ne întreabă oamenii. Să luăm exemplu la Domnul Hristos. Răspundea așa cum îl întrebau oamenii? Nu. Știți că este scris că în situații critice, Duhul Sfânt ne va spune ce să vorbim. Oare de ce n-ar trebui să fim inspirați și în situații asemănătoare? În Matei, capitolul 19, avem o situație în care niște opozanți ai Domnului Hristos l-au întrebat, citesc de la versetul 3, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Domnul răspunde, ceea ce cu siguranță nu i-a mulțumit. Dar aici era o întrebare teoretică. Însă în Ioan, capitolul 8, când aduc o femeie în fața Domnului și întreabă pe un anume caz, ce să facem cu femeia aceasta? Atunci Domnul, știți, îi trimite pe ei la adresa potrivită și îi întreabă dacă sunt fără păcat. Pentru că una este să pui o întrebare, de exemplu, unui predicator sau unui părinte. Ce trebuie făcut atunci când se ajunge la o situație critică în familie? Trebuie divorțat? Ce trebuie făcut? Și cu totul altceva este să mergi să întrebi, am auzit că familia X este în conflict. Oare vă divorța? Oare se va recăsători? Dacă cineva, am spus de la început, întreabă ca să învețe cu rol pedagogic, îi spunem. Dacă cineva întreabă cu rol soteriologic, adică e o problemă care privește mântuirea, frate, sunt într-o criză, ce-i de făcut? Atunci îi vom răspunde. Deci depinde cât de adânc îl lăsăm pe cineva să intre în problema noastră. De exemplu, ieși cu mașina defectă, oprește unul lângă tine și te întreabă, pot să te ajut cu ceva? Dacă ți s-a terminat benzina, nu mă ajut să ajung până la un peco. Dar dacă este o defecțiune la motor și el nu-i mecanic, tu poate chiar îl cunoști. El de aceea a oprit că te cunoaște și el pe tine. Vei spune, hai repede, trag capotă la mașină, eu am ceva cheie, nu te-ai pus să desfaci. Ce să desfacă, frate, dacă el nu știe exact ce componente sunt sub capot? La fel, o viață de familie mai complicată decât mecanismele unei mașini. Dacă nu este în drept să o fac, de ce să ne complicăm? În Psalmul 34 este un sfat de care trebuie să ținem cont. De la versetul 12. Cine este omul care dorește viață și vrea să aibă parte zile fericite? Ferește-ți limba de rău. În mod deosebit, fii atent când răspunzi cu privire la familia ta, sunt și alții care poate n-ar fi de acord să audă. Nu da pe față ta în altuia. Depărtează de rău, fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Trecem la un alt tip de răspunsuri. De fapt, o altă caracterizare a răspunsurilor. Răspunsurile trebuie să fie sincere. Aici e ceea ce vă spuneam surorilor înainte, să fiți atente ca nu cumva să mințiți. Mai bine spuneți în plus. Da, dacă n-ați spune nici în plus, ar fi mai bine. Nu este deloc indicat să mințim pentru că adevărul va ieși la iveală. M-a întrebat cineva odată dacă ar fi bine să tacă sau să spună. Era vorba de o fată rudenie cu soția lui, pare mi se, care
își mințea viitorul soț, urma să aibă loc nunta, și în înțelegere cu părinții au fixat nunta într-o asemenea dată calendaristică a lunii, încât să scape ea cumva să-și ascundă trecutul. Și se ținea vinovat, sus frat. I-a mințit pe slujitorii de la biserică și a mințit mirele și vrea să pozeze curat. Și el spunea, eu n-am liniște. Se sizează, dar nu te duc în fața comitetului. Se sizează familia, am spus. Spune-le că nu-i corect înaintea Dumnezeu și tot se va afla. În ultima instanță, dacă ei nu vor să fie serioși, atunci ești nevoit să informezi slujitor. Dacă nici el nu vrea să trateze în sfințenie toată problema, e treaba lor. În nici într-un caz nu este bine să mințim. Avem dreptul să nu vorbim, dar nu avem dreptul să mințim. Este ca și în povestea aceea devenită tradițională. Vine vecinul și întreabă, e acasă tatăl tău? O zis, tata, să spun că nu e acasă. Copiii nu se nasc cu ideea asta de a ști să mințească. Dar noi școlăm. Ceea ce nu este deloc plăcut înaintea Domnului. Să acceptăm un duh al minciunii în casele noastre. Amintiți-vă de momentul în care Domnul întreabă pe femeia aceea de la fântână, de fapt o trimite să își aducă bărbatul. Și ea zice, n-am bărbat. Și Domnul spune, ai zis adevărul. Pentru că trebuie să recunoaștem. Ori, dacă nu este cazul, să nu dăm informații. Să ne amintim de frații lui Iosif, care și-au mințit tatăl. Se prezintă în Genesa 37, Iosif a fost fâșiat de o feară. Să minți în cadrul familiei mai grav decât ai minți în afara familiei. Și-au tăcut, fapta a fost tăinuită peste 20 de ani și tot cu întrebări referitor la familie s-au scăpat și au fost prinși. Și întreabă Iacob, dar nu putea să nu răspundeți la întrebări. Nu știa nici el. Mai târziu când s-a descoperit, au fost nevoiți să recunoască și în fața lui Iosif și să-și ceară scuze. Pentru că spunea Domnul Hristos, nu este nimic tăinuit care nu va ieși la iveală, care nu se va auzi. De aceea n-are rost. Vă spuneam despre întrebările care le punem la constituirea unei familii. Un băiat poate să tăinuiască. Am fost undeva în țară la o nuntă și îmi spunea, de fapt evenimentele se petrecuse la o nuntă înainte de aceea la care am fost eu, slujitorul zice, eram proaspăt pus în slujbă și îmi vine un bilet din sală. Vezi că mirele a mai fost căsătorit odată. El s-a temut. Nu știu se una ca asta. Mai târziu când a investigat, nu știu se nici familia fetei, numai fata știu se, sărmană. Pentru că aceste lucruri oricum se vor afla. Dacă noi tăcem, fiindcă nu este cazul să le afle oricine, este una. Dar dacă noi mințim și când se va afla, ne facem vinovați. A fost cazul la o altă nuntă când fata a luat niște bani din cinste să-și rezolve o datorie anterioară. Și mirele a aflat. Cu intervenții nu s-a rupt familia aceea în prima zi. Mirele a spus, dar eu în dragostea mea nu ți-aș fi dat? De ce nu mi-ai spus că ai datorii? M-am gândit că nu mă iei de nevastă. Dar n-a fost mai mare rău să stea de acum cu una în care nu are încredere? Așadar, niciodată să nu mințim, să nu crească copiii, ar fi ceva intolerabil să spună mama la copii, nu spuneți la tatăl tău. Să nu afle mamă ta. Să-i înveți minciuna, să-i crezi cu ea. O a treia caracterizare a răspunsurilor are de face cu neacceptarea mistiunii nefolositoare în familiile noastre. Ceea ce mai spuneam și până acum, să nu acceptăm pe oricine să se intereseze de or și ce.
Așa cum vă voi citi din 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 13. Unele femei se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare, adică vor să afle amănunte și vorbește ce nu trebuie vorbit. Ce credeți dumneavoastră, cine pune întrebări și curios, se va mulțumi cu atât? Adică va vrea răspunsurile pentru sine sau le va propaga mai departe? Le povestește mai departe, asta e clar. De aceea apare recomandarea versetul 14. Să fie gospodine la casa lor și să nu dea potrivit niciun prilej de ocară. Să nu spună ceea ce nu trebuie spus. Întoarcem paginile, Tit, capitolul 2, versetul 3, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ce frumos este când o soră în vârstă le învață pe cealaltă, draga mami, draga sorei, ascultă-mă, nu-ți povesti casa. Vezi-ți de familia ta, nu pierde multă vreme cu altele la cafea. Dacă vă întâlniți, rugați-vă Domnului, vorbiți de ceea ce e necesar, uite, dacă ești gravidă, pui o întrebare, ți este copilul răcit, este copilul la școală, a întâmpinat o problemă, da, o discuți. Cu cine trebuie să o discuți? Și în rest, să fie închisă paranteza. Atenție, dragii mei, la informațiile cu care rulați pe internet. Aici se demască foarte multe lucruri. Și unii cred că nu se află. Că te adresezi doar unei prietene. De fapt, mulți sunt cu lista de prieteni. Am reținut declarația unui director a unei agenții de informații din Statele Unite care zicea așa: orice informație sau fotografie postată pe internet este egal cu a pune o scrisoare sau o poză în centrul satului ridicată pe un stâlp. Nu există absolut nimic confidențial în lumea virtuală. Atenție! La ce vorbim? Ce vorbim pe telefon se aude? Țin minte că m-a sunat un frate și ce vreau să vorbesc cu tine, dar ce vorbim acum noi doi, auzi și alții? Aud! Atunci las că vorbim când vin la noi. Lumea este foarte curioasă. A apărut, acum în ultima vreme, moda asta a camerelor ascunse. Uneori ți-e frică la tine acasă că te filmează. Dacă intră oricine în casa ta. Iar cei care sunt cu computer și cu cameră web, ei sunt vânați și fără știrea lor. Pentru că există tehnica de a intra pe computerul tău și de a vizualiza ceea ce se întâmplă în casă, ceea ce se vorbește. Și cu telefonul închis, dacă vor să te audă, te audă în voie tot ce povestești. Astea toate ar fi o dovadă în plus, un motiv, să nu vorbim ce nu trebuie vorbit. Mai întâlnesc uneori frați foarte circumspeți care spun: păi, vezi că ne aude. Păi, ce se audă? Se audă cum facem studiu biblic și cum ne rugăm pentru frați, Dumnezeu să-i ajute, să-i ierte. Dar afaceri necurate nu facem, în politică nu ne băgăm. Dar, atenție, noi vorbim acum de cadrul familiei, nu este indicat să audă, să știe oricine și orice. Iar își revin fetele, poate femeile sunt mai tentante să-și exprime trăirile, să scrie jurnale și să le dea în lumea virtuală. Poze care dezvăluie trupul și de aici comentarii și alte și alte slăbiciuni. Să fim atenți, Doamne ajută-ne! Să fim atenți la provocările unora care ei vor să ne lase pe noi să intrăm în spațiul lor intim. Știți, femeia aceea curvă din Proverbe 7 îi povestea unui tânăr: bărbatul nu e acasă, a dus banii cu el. Trebuie să fim foarte atenți. Atunci când intrăm într-o familie, amintiți-vă de soția lui Potifar, care l-a surprins pe Iosif în cameră și a încercat să-l provoace. Se scrie acolo că îi vorbea în toate zilele. Nu știu ce întrebări a pus, cu ce cuvinte l-a abordat. Așadar, în ce privește răspunsurile, să reținem că avem dreptul să răspundem sau să nu răspundem.
Nu avem dreptul să răspundem mai superficial sau să intrăm în profunzime, dar nu-i corect, nu avem dreptul să mințim, trebuie să fim credincioși. Închei, afirmând că a pune întrebări unei familii, indiferent de natura și complexitatea lor, presupune întotdeauna un drept, o autoritate și un scop nobil. Fie asta o concluzie înțeleaptă pentru noi. Ești în drept să pui întrebări. Ești dator să o faci? Ce scop ai? Doar așa ca să afli? Sau ce te interesează? E normal ca cineva să pună o întrebare. Mi-am amintit de fratele Simeonuc, s-a dus într-o familie și a întrebat: păi, voi vă descurcați? Pâine aveți? Datorii aveți? Și gazda l-a întrebat: de ce între frate? Am niște bani pentru sărași. M-am gândit că dacă nu aveți, vă dau. Dar l-a luat numai pe fratele deoparte. Da, a avut un scop nobil. Vă dau un caz din Biblie, îmi pare foarte binevenit, 2 Împărați, capitolul 4. Elisei și Ghehazi poposeau în mod repetat în familia aceea din Sunem și scrie aici de la versetul 12, cheamă pe sunamita aceasta. Ghehazi a chemat-o și a venit înaintea lui. Elisei a zis lui Ghehazi: spune, iată pentru noi tu ți-ai făcut toată turburarea aceasta, noi ce putem face pentru tine? O întrebare legitimă. Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștirii? I-a răspuns: eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Și el a zis: ce să facem pentru ea? Ghehazi a răspuns: ea n-are fiu și bărbatul este bătrân. Și el a zis: cheamă. Ghehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei a zis: la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. A fost binevenit interesul lui Elisei pentru acea familie. Dar, ascultați-mă ce vă citesc din Proverbe, capitolul 14, versetul 10. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Și tot Proverbe, capitolul 27, versetul 10. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Adică să știi să te raportezi la fiecare. Dar ca să știi să te raportezi, îți trebuie două lucruri: înțelepciune și dragoste. Înțelepciunea îți fixează limite la întrebări și la răspunsuri și dragostea te face să le pui cu suflet și să răspunzi așa cum este cel mai bine. De aceea scrie aici, citesc în încheiere Proverbe 24, de la versetul 3: prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin mare număr al sfetnicilor ai biruință. Iar dacă alții întreabă ceea ce nu trebuie întrebat, citim și versetul 15 și 16. Nu întinde curse nelegiuite la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihnă, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Domnul să binecuvinteze toate familiile. Ba mai mult, să binecuvinteze Domnul relațiile dintre familii, să privim cu respect și cu drag spre fiecare familie și să știm ce trebuie să întrebăm și ce trebuie răspundem. Ca nu cumva gura noastră să ne bage în păcat, nu cumva cuvintele noastre să facă rău celor din jur. Să fim o mângâiere și vindecare. Doamne, ajută-ne. Amin.